Seria de ambasadori la UVT s-a încheiat în acest an universitar cu vizita ambasadorului Regatului Spaniei, excelența sa Ramiro Fernández Bachier. Ambasadorul a susținut o conferință despre Spania, România și viitorul Uniunii Europene. Seria de ambasadori în UVT se va relua și la toamnă. Datorită acestei serii inițiate de profesorul universitar dr. Silviu Rogobete, Universitatea de Vest a fost pusă pe harta diplomației. Ambasadorul Regatului Spaniei la București a susținut în cadrul seriei Ambasador la UVT conferința Spania, România și viitorul Uniunii Europene. La eveniment au participat personalități, studenți și profesori universitari. Spune-mi, de ce ai ales să participi la acest eveniment? Am vrut să particip la acest eveniment pentru că sunt student la Relații Internaționale și Studii Europene, iar o întâlnire cu un ambasador, ambasadorul Spaniei, și tema acestei discuții, acestei prezentări a fost una foarte actuală pentru mine din punct de vedere profesional, să zic așa, științific, și să văd cum se poziționează, cum se prezintă un ambasador de asemenea este ceva foarte interesant. Pe viitor, ce planuri ai după ce ai văzut pe diplomați? Te-ai gândit și tu să mergi pe calea asta? Inevitabil pentru un student la relații internaționale, una dintre carierele posibile este și cea diplomatică și nu exclud să mă îndrept spre astfel de carieră, dar viitorul va arăta care va fi cariera mea. Care credeți că este viitorul Uniunii Europene? Uniunea Europeană trebuie să meargă, trebuie să duce pentru un viitor mai bun pentru noi toți, pentru noi toți europeni. Noi împărțăsim un proiect care a fost cel mai proiect de succes care s-a făcut în Europa după al doilea război mondial. O Uniune Europeană care s-a clădit asupra și pentru pace, după un război care au murit mai multe milioane de oameni în Europa și după înființarea Uniunii Europeană, nu s-a reprodus conflictele sau război între statele membre. Așadar, Europa trebuie să fie construită, trebuie să fie clădită, trebuie să fie reființată. Avem acum o provocare foarte, foarte mare, care este zirea lui Marea Britanie din clubul, dar Europa trebuie să fie regândită. Și avem nevoie de mai mult Europa, mai mult aproape din cetățean, mai mult aproape din european. Că este Europa mai socială și împreună trebuie să facem o Europa care ar fi capabilă de a lupta împotriva provocărilor care avem. Imigrație legală, terorismului, Europa mai secură, Europa mai bogată, Europa mai bună, Europa socială, Europa de studenți, Europa de Erasmus, Europa, mai mult Europa. Trebuie să ne la clădim împreună. Faptul că vă aflați într-o universitate, ce amintiri vă stârnește din perioada studenției? Pentru mine o universitate este ceva de minunat. Am trecut la Universitatea Sevilla, unde am învățat drept, și am fost între cele ani mai fericite din viața mea. Cred că universitate este ceva că noi când suntem studenți la universitate, noi nu ne gândim unde suntem. Suntem într-o catedrală. Într-o catedrală din știință, într-o catedrală de cultură, într-o catedrală din cunoștință. Acum lumea crede că internet este cea noua catedrală al înțelepciunii. Internet ne dă informația, o universitate ne dă cunoștință și pentru mine sunt amintirile foarte frumoase, foarte frumoase și foarte bune. Cred că a fost un an foarte, foarte fericit pentru mine. UVT are un important departament care se ocupă cu programul Erasmus, uh-huh. Un program de mobilitate pentru studenți din România în țările europene și invers. Una dintre țările cu care acest program colaborează este și Spania. Uh-huh. De ce credeți că sunt importante astfel de schimburi? Schimb tip Erasmus sau schimb între cercetător sau schimb între profesor universitar sunt foarte importante, că ne deschidă lumea pentru noi toți. Când noi gândim în termen de exemplu de naționalism, ne gândim în termen
de isolation. Cum să, în intern de izolare. Și trebuie să facem o universitate mai deschisă, o universitate mai cu comunicare mai aproape între spaniol, român, italian. Și cred că Erasmus a fost o oportunitate foarte bună. Din păcate, când eu era la universitate, Erasmus nu exista. Nu avem Erasmus. După asta am mers în Marea Britanie pentru doctoratul, dar universitatea Erasmus, cred că Spania acum este, nu știu dacă știți, Spania este prima destinație pentru Erasmus în general și cred că e ușor de înțelege de ce Spania este ușor. Și România devine o țară mai mult atractivă pentru studenți spanioli. Am aflat că avem aici la Universitatea Vest, avem aproape sau mai mult de 50 studenți spanioli Erasmus, că sunt foarte bine aici la universitate și sunt foarte bine integrați. Ce sfaturi aveți, ați putea să le dați studenților în legătură cu drumul în viață, cu cariera? Uf! Să profite această oportunitate. Toți nu pot să merge la universitate, dar dacă sunteți la universitate, profitați. Aveți o șansă foarte bună pentru a învăța, pentru a o desfasura interior și personal. Și este o tren care nu mai merge o singură dată pe viața voastră, profitați. Mulțumim. Și ar fi fericit în universitate.